Bună, sunt Mihaela și bine ați venit pe pagina Vocea Lecturii. După cum ați observat, mi-am schimbat denumirea la canal. După cum v-ați dat seama din denumire, astăzi voi vorbi despre cărțile de dezvoltare personală pe care le-am citit și vreau să încep cu primele cărți care au apărut în biblioteca mea plus autorul meu preferat, și anume Robert Kiyosaki. Cu Tatăl bogat, tată sărac, Copil bogat, copil isteț, Școala de afaceri și Mai presus de bani. Am să încep cu Tată bogat, tată sărac, prima lui carte, însă nu am să mă opresc foarte mult la ea pentru că este plin YouTube-ul cu această carte. Deci, îl avem pe Kiyosaki și cei doi tați ai săi. Primul este tatăl său biologic, pe care Kiyosaki îl numește tată sărac și în carte explică de ce, și tatăl prietenului său, pe care îl numește tată bogat. În această carte mai mult avem lecțiile tatălui bogat despre ce înseamnă active, pasive, investiții, despre cum ar trebui să investim bani, prima afacere în viața lui. Este foarte interesantă, este pe înțelesul tuturor, așa că vă recomand. În comparație, Copil bogat, copil isteț ne vorbește mai mult despre lecțiile tatălui sărac. De fapt, aceasta este o carte recomandată pentru părinți despre cum să își învețe copiii despre investiții, la fel active, pasive. Mie mi-a plăcut, chiar dacă nu am copii, însă mi-a dat o lecție foarte bună, așa că o recomand tuturor părinților. În Școala de afaceri, Kiyosaki ne vorbește despre MLM și afacerile online. Și ne explică de ce, chiar dacă el nu a început un business în domeniul dat, ne recomandă ca noi să începem. În primul rând, aici nu sunt riscuri, nu sunt investiții și avem un lider de la care să copiem. Ne arată chiar cum să alegem o companie cu care să facem parteneriat, pentru că în domeniul dat sunt foarte mulți escroci și în general sunt toate plusurile și minusurile afacerilor online și mai presus de bani. Aici autorul ne vorbește mai mult despre importanța unei echipe și de ce o echipă este mai presus decât banii. De fapt, în această carte eu văd mai mult ca un spot publicitar, pentru că aici este toată echipa lui Kiyosaki și cărțile, câteva fragmente din cărțile pe care le-au scris ei. Și eu am început să o citesc. După cum se vede, am ajuns la jumătate și am lăsat-o, pentru că am înțeles că eu, dacă o să vreau să mai citesc o carte din domeniul dat, pur și simplu am să deschid la momentul acela și am să îmi aleg ce carte vreau să citesc. Dar ca să citesc așa doar câteva fragmente din cărți, nu e pentru mine. De aia am lăsat-o. Însă, dacă aveți nevoie de ea, dacă aveți toată colecția lui Kiyosaki și mai doriți și această carte, vă zic, este mai mult ca un spot publicitar. Un alt autor la care mi-au plăcut foarte mult ideile și care, după părerea mea, scrie la fel ca Kiyosaki, scurt, clar și la temă, este Seidmurod Davlatov cu Dalgi tajit na glazah. Un minus din această carte este că ne vorbește mai mult despre datoriile față de persoanele fizice, nu despre companii, însă toate ideile, toate schemele, toate mi-au plăcut. Mi-a plăcut felul în care el ne vorbește că, anume, dacă noi vom scăpa de depresie, noi vom scăpa și de datorii. De ce? Când noi suntem în depresie, că de obicei facem acțiuni la care nu ne gândim și care ne duc în groapă și mai tare. Și aici el ne explică asta, ne dă idei concrete ce ar trebui să facem, cum să facem și cum să ieșim mai repede din toate datoriile pe care le avem. Așa că vă recomand, mie mi-a plăcut foarte mult. O altă carte este De la idei la bani, de Napoleon Hill. Fanii acestei cărți, scuzați-mă, dar pentru mine a fost, Doamne, cât se mai poate. Atât de mult erau întinse ideile, atât de mult era totul, că te gândeai că, da, eu asta am înțeles, mi-ai spus odată. Nu trebuie să explice de 10 ori pe același loc.
Și în plus, ce nu mi-a mai plăcut la început, era spus: în cartea aceasta veți găsi un secret cum să vă îmbogățiți. Dar va fi mai târziu. Mai departe, peste vreo câteva pagini, la fel: aici este secretul, voi vă veți îmbogăți, numai că mai târziu. Și stăteam. Ok, eu cumva am citit-o, însă dacă vouă vă place așa ceva, dacă vouă vă place să vi se repete de mai multe ori apșoară, cum îi spun eu, ok, vă recomand. De fapt, eu cred că oricare carte de dezvoltare personală merită citită, însă eu, cum am spus, eu iubesc când lucrurile sunt concrete, mai ales în cărțile unde eu învăț ceva, iubesc ca lucrurile să fie concrete. Însă când pe tine te motivează, îți spune de 10 ori același lucru, nu e despre mine. De aia, cartea aceasta nu mi-a prea plăcut. Mai am două cărți pe care le-am luat pentru că nu avem ce face. Prima este Pedisiat pravil unei dure de Pavel Rakov. Ea în română și engleză nu este, pentru că este scrisă de un autor rus. Cartea aceasta ne vorbește despre cum să ne facem proaste și cum să agățăm oamenii bogați. Sigur că eu am citit-o mai mult pentru că mă amuza și încă lucram la librărie, am început să o citesc, am citit-o practic pe toată și zic ok, eu am citit o carte, dacă am citit-o vreau să fie în biblioteca mea. Și iată așa am cumpărat-o. Însă nimic folos din ea, după părerea mea. Și a doua este Cum să convingi o pisică, de Jay Henricks. Cei care mă cunosc știu că eu sunt o amatoare de pisici, că sunt nebună după ele și de aia cartea asta a ajuns în biblioteca mea. De fapt, nu este așa de rea pentru începători care încă nu au citit foarte multe cărți în domeniul dat, care nu au studiat foarte mult. Eu cred că este foarte bună, este foarte ușoară, se citește foarte repede și vă recomand, pentru că ne vorbește mai mult despre persuasiune, despre cum să convingem, însă eu, ce am văzut în cartea aceasta, este un fel de motivare la pisici de ce ele se comportă așa și așa. Adică, pentru mine nu era o lecție, pentru mine era doar: aha, pisica mea se comporta așa din cauza asta, pentru că ea vrea asta. Așa că, dacă nu sunteți fanații pisicilor, vă recomand, încercați-o. Mai am Cel mai bogat om din Babilon, de George Class. Nu știu cum se pronunță corect, dar în fine. Cartea aceasta am început-o și nu am finisat-o. Știu că este foarte subțire și puteam să o finisez într-o seară, însă eu am fost atrasă de cartea aceasta din YouTube acolo. Se vorbea cu wow, super lecții, și când am început să o citesc, zic ok, nu e chiar ce era redat acolo. Și da, sigur că am să o citesc, sigur că vreau să o finisez, dar nu doar că am să o citesc, adică am să o finisez, dar am să o citesc de la început, pentru că am și pierdut pagina unde am rămas. Însă la momentul acela pur și simplu nu eram atrasă de ea. Vreau astăzi să mai adaug și două cărți bibliografice, și anume Coco Chanel. Atât de multe recenzii am auzit despre cartea aceasta, atât de tare era lăudată la momentul când am procurat-o, că am ajuns să regret că am citit-o și că în genere am cumpărat-o. Eu m-am așteptat de la ea să văd mai mult istoria lui Chanel pe plan profesional, pentru că este o personalitate care a adus schimbări foarte mari în istoria modei și în genere în istoria femeilor. Însă nu, pentru mine a fost foarte complicată. Este genul acela de carte că am citit primul capitol, zic ok, poate eu sunt proastă, nu am înțeles nimic, hai să-l mai citesc o dată. Îl citesc și a doua oară. Parcă am înțeles, la fel nu mi s-a... Adică când treceam la doilea capitol, înțelegeam că din primul nu mi s-a memorizat nimic. Hai să-l mai citesc și a treia oară și am înțeles că de fapt așa este cartea. A fost foarte complicată pentru mine și, sincer, a trecut deja un an jumate de când am citit-o și nu mi-amintesc nimic din ea și să o recitesc. Nu, vreau să-mi păstrez nervii,
pentru că foarte tare m-a enervat și chiar știu că nu am dus-o până la capăt, că eram la momentul acela că zic ok, hai să o citesc mai repede, mai repede, mai repede ca să o termin și să scap de ea, însă așa de tare m-a scos din sărite că am aruncat-o și zic niciodată nu voi mai reveni la ea. Și Elon Musk, Tesla, Space și construirea unui viitor fantastic. Această carte este ceea ce caut eu într-o carte despre bibliografie și în comparație cu Coco Chanel, aceasta mi-a plăcut foarte tare, dar nu am finisat-o pentru că la momentul când am început să o citesc nu eram într-o stare emoțională foarte bună și în genere am lăsat cititul, iar când am revenit am trecut deodată la literatura artistică. Sigur că vreau să o finisez, poate chiar să o recitesc de la început, însă poate primăvara asta, poate în vară, anul acesta la sigur, și vă voi vorbi despre ea mai multe când o voi finisa într-un video următor, fix ca în Cel mai bogat om din Babilon. Din planurile mele pentru primăvară, concretizez anume cărțile de dezvoltare personală, avem Cele 7 deprinderi ale persoanelor eficace de Steve Covey. Cartea aceasta mi-a recomandat-o foarte mult o colegă de la Librarius, doamna Valentina, transmit salutări. Dacă cândva va vedea acest video, este o femeie minunată care oricine rămânea încântată de recomandările ei și am decis că da, vreau și eu. Și îmi place foarte mult descrierea autorului la începutul cărții. Cele 7 deprinderi nu sunt un set de rețete psihologice destinate sau disperate, armonios acordate cu legi naturale ale creșterii, acestea permit o dezvoltare în etape integratoare a eficacității personale și interpersonale, un demers progresiv realizat printr-o maturizare continuă de la dependență la independență și de la independență la interdependență. Acționându-ne viața pe principii corecte, menținând un echilibru între activitate și perfecționare, ne întărim, devenim mai capabili și ne creăm o viață eficace, pașnică și folositoare pentru noi și pentru cei care ne vor urma. Stephen Covey. A doua carte este În 15 minute psiholog de Annie Rooney. Sper că am pronunțat corect numele, știți că eu nu cunosc engleza și pentru mine este ceva mai complicat, dar în fine. Cartea aceasta am luat-o la fel pentru că mi-a plăcut denumirea și eu iubesc foarte mult psihologia, ceea ce este legat de ființa omului interioară, așa că de aia și-am cumpărat-o. Plus la aceasta, cartea aceasta am început să o citească și Gheorghe și dacă i-a plăcut lui, mie la sigur îmi va plăcea. A treia carte este Perfect You de Olesya Malinskaya. Această carte mi-a plăcut foarte mult, interiorul ei frumos și am citit câteva idei din ea care m-au atras, de aia am cumpărat-o. Autoarea ne promite cum să ne găsim perfecțiunea interioară, cum să ne construim o relație de succes cu partenerul și familia și în același rând, paralel, să ne dezvoltăm și o afacere. Sper că o să-mi placă. De fapt, multe așteptări de la ea nu am, însă cred că îmi voi petrece timpul frumos împreună cu ea. A patra carte este Nimic nu se schimbă până nu te schimbi de Mike Robbins. Cartea aceasta am primit-o ca cadou la ziua mea de naștere și cred că i-a venit timpul să o citesc. Plus la aceasta îmi place foarte mult cum este redată cartea. Cu umor, autenticitate și ușurință, Mike ilustrează că oricine poate să scape de aspectele negative generate de autocritică, egoism, posesivitate, sentimentul de nesiguranță, dependențe, relații sabotate, drame inutile și multe altele. Fă pace cu tine, iată baza pentru fericire și succes. Învață de la Mike cum să ai mai multă compasiune, acceptare și iubire pentru tine, oameni și lume în general. Eu cred că mie o să-mi placă pentru că tema aceasta este cea pe care eu o abordez, cea despre care eu vorbesc foarte des și
facem. Cred că o să fie o lecție foarte bună pentru mine. Și o carte care mereu la mine sare din plan în plan și sper că într-un final am să o citesc este Călugărul care și-a vândut Ferrariul de Robin Sharma. Așa și nu am mai citit nimic în spate. Nu știu de ce, dar îmi pare că o să-mi pierd entuziasmul dacă o să citesc. Adică vreau pentru mine să rămână o taină. Cum a fost o taină de la început, asta vreau să rămână până la sfârșit, adică până o voi finisa de citit. Și de aia nu pot să vă spun de ce mă atrage foarte mult, dar în același timp tot sare dintr-un plan în plan. Sper că primăvara aceasta voi reuși și o voi citi. Scrieți în comentarii ce cărți de dezvoltare personală ați citit voi și care este preferata voastră și eu numai decât le voi citi pentru că am încredere în voi. Eu cred că dacă voi începeți să vă mă urmăriți, dacă voi vă uitați la videourile mele, înseamnă că vouă vă place ceea ce îmi place și mie. Așa că scrieți în comentarii, iar eu o voi pune în listele mele. Și vă zic, pa, pa! Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou video!